Nu vă vine să credeți cât de bună este pizza asta și mie nu vine să cred cât de ușoară este dieta acum. Este cea mai ușoară perioadă de slăbire până acum. Chiar nu vine să cred. Ok, pentru micul dejun am bătut aici un nou cu niște suc de roșii. Am dat 4 feliuțe de pâine prin compoziție. Vreau să-mi fac o pizza. Cred că v-ați prins deja. Aici avem 3 ciuperci, 4 roșii cherry, jumătate de roșie, niște măsline, spanac, 100 grame de mușfile și câteva feliuțe de cașcaval. Haideți să vedem cum iese. Ia uitați, urșii mei, ce bine arată. Pizza este gata, o să o bag la cuptor acum. Vreau doar să vă arăt așa înainte, să o bag cât de bine arată. De data asta n-am mai greșit, am pus cașcavalul și mușchiul, am pus sub. Iar pe deasupra am pus o bucățică din asta mică de cașcaval, de orezul, care este foarte sărată. Am tăiat-o foarte, foarte mărunt pentru puțină savoare. Și pizza este gata, urșii mei, uitați cât de fain s-a făcut. Abia aștept să mănânc, este una dintre mâncărurile mele preferate. Și am reușit să scop pizza întreagă. Sunt 4 felii de pâine, 4 bucăți avem aici, fraților. Avem tot ce ne trebuie, uitați cât de bine arată și cât de încărcată este. Are foarte multe legume, are proteine, o grămadă, are peste 30 grame de proteină. Are foarte mulți micronutrienți, vitamine, minerale, tot ce ne trebuie, da? Avem și grăsimi, avem grăsimi sănătoase de la măsline, de la cașcaval. Bine, de la cașcaval nu sunt așa de sănătoase, dar nu contează. Este delicioasă și vedeți că dietele nu trebuie să fie foarte plictisitoare, din contră puteți să mâncați mâncăruri foarte, foarte mișto, care să vă facă plăcere, să le mâncați cu poftă și să nu simțiți că sunteți la dietă, efectiv, să nu simțiți că sunteți la dietă. Nu vă vine să credeți cât de bună este pizza asta și mie nu vine să cred cât de ușoară este dieta acum. Este cea mai ușoară perioadă de slăbire până acum, chiar nu vine să cred. Extraordinară. Nici nu simt că sunt la dietă, vă zic. Este extraordinar.